Un medieșan în vârstă de 41 de ani este cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului. Bărbatul a fost oprit de poliția rutieră pentru control pe strada Mihai Viteazu. Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat un rezultat de 0,41 mg per litru alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind însoțit la Spitalul Mediaș, unde i-au fost recoltate probe biologice. Polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Mihai Viteazu de către un localnic în vârstă de 41 de ani. Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat un rezultat de 0,41 mg per litru alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În baza celor constatate, polițiștii biroului rutier Mediaș au deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.